Dar vrea pentru început să încep cu câteva statistici luate toate din cercetări. Cercetările zic așa, că există mai multe feluri în care noi putem reține informația, adică să învățăm niște lucruri noi. 5% din informație noi o reținem din prelegeri. Prelegeri înseamnă că particip la un curs, cineva vorbește în fața mea. Asta este prelegere. 10% rețin dacă citesc eu ceva. Deci dacă mă apuc și citesc dintr-o carte, după o vreme, în memoria aia mea pe termen lung, dacă vă aduceți aminte slide-ul de uh, memorie, cam 10% din ce citesc rămâne acolo stocat ca și retenție. 20% învăți audiovizual, adică filme, uh, muzică sunet și muzică. 20% am din conținutul audiovizual poate fi reținut de memoria noastră. 30% demonstrație, adică dacă trec prin prelegere citit audiovizual și mai pun și o parte de demonstrație, dacă eu sunt profesor și demonstrez ceva, îmi cresc șansele ca 30% din ceea ce predau să fie reținut. 50% este gradul de retenție dacă se fac discuții, dezbateri pe anumite subiecte, nu știu, grupuri de lucru pe un anumit subiect, comunități în care se discută anumite subiecte, toți avem o anumită preocupare. Cercul de fizică de la da, de la școală, mergem acolo și discutem, dezbatem, discutăm, dezbatem anumite subiecte. 75% când practici tu deci în momentul în care iei toate informațiile teoretice și zici, bă, ia să văd eu cum le pot pune eu în practică, 75% și 90% când predai altora. Ce înseamnă când predau altora? Înseamnă că eu dacă am făcut acum, nu știu, workshop-ul ăsta cu Dorin și cu Luciana și ne mai spune Luciana și cu mine o la clasă, păi dacă mă apuc și spun două cuvinte în clasă mâine, uite cum funcționează percepția, arăt și clipul ăla cu Anil Set sau zic două cuvinte de Călăresc și Elefant, eu învăț mai bine, adică me în memoria mea, ca și individ, în momentul în care predai altora, informația este stocată. Și acum, ca să definim ce este învățarea, învățarea, de fapt, constă în formarea unei reprezentări interne despre realitate. Dacă vă aduceți aminte din videoclipul cu Anil Set și, și ce povesteam de pe slide-ul cu filtre, ziceam așa că există un eveniment exterior, ajunge prin um, unul din cele cinci simțuri în creierul meu, este filtrat și îmi dă o reprezentare internă. Exact învățarea înseamnă această reprezentare internă despre realitate, adică ce este în exterior, carte, exercițiu, film, materie, trece prin filtrele mele și trebuie umplat un pic la fel, astfel încât reprezentarea mea internă despre realitate înseamnă un proces de învățare. Informația brută, deci ceea ce vine cum ziceam înainte, în contact cu simțurile noastre, se transformă în idei. Noi le memorăm și le abstractizăm, fac trimitere la slide-ul de memorie, în care undeva în stânga jos îmi zicea așa, că pe baza experiențelor și a învățărilor, eu am posibilitatea să am o viziune despre niște concepte, de, de exemplu care vi l-am dat cu iubirea, de exemplu. Și acum, care sunt... Că sunt patru piloni și cu asta. Um, patru piloni. Ca procesul de învățare să fie unul eficient, cei patru piloni sunt așa. Unu, atenția. Și aici am vorbit un pic despre mecanismele atenției, uh, cum ziceam, me um, inclusiv distrageri, gen, tehnologie, telefon mobil pot afecta atenția. Cert este că există un set de circuite neuronale în creierul nostru care amplifică sau, din potrivă, reduc uh, capacitatea asta de, de atenție sau felul în care se stochează informația la noi în memorie în funcție de, de tipul de atenție și de menținerea atenției. Și o să vă dau și câteva tips and tricks la sfârșit cum se pot lucra pe ele. Angajarea activă înseamnă că Pur și simplu participare. statul în bancă și uitându-mă, nu aduce un proces de învățare coerent. Angajarea activă înseamnă să mă duc pe piramida aia dinainte cât de mult posibil, adică să particip la experimente, să intru în dezbateri, discuții, de care, dacă vă aduceți aminte, aduce undeva la 50%. Deci, partea asta de angajare activă în subiect este relevantă. Al treilea, erori. Nu greșești, nu înveți. Și aș vrea să mai repet dată asta. Dacă nu greșești, nu înveți. În momentul în care ai de învățat ceva și uh, lucrurile ți ies din prima și nu ai niciun fel de eroare, creierul nostru pune acea ștampilă emoțională și pune o amprentă de. Um, neurochimic, acolo se, de, se declanșează și dopamină sau cortizol, din potrivă, dacă e greșeală prea mare. Și uh, dacă nu există un proces din ăsta de greșeală, eu nu învăț. Ce înseamnă asta? Înseamnă că dacă la matematică eu fac exerciții și nu am niciun fel de greșeală și au uh, numai note mici, înseamnă, numai note bune, înseamnă că ori nu este suficient de mult procesul de învățare, adică eu exersez ceea ce am știut deja și nu vin cu ceva nou. Trebuie să greșesc, să mă lovesc cu capul de niște erori ca eu să pot obține um, un proces de învățare. Și în ultimul rând, consolidarea, consolidarea cel mai simplu înseamnă procesul de somn. Somnul este unul dintre cele mai importante lucruri care ajută la consolidarea informației. Consolidarea informației înseamnă cu trimitere pe slide-ul de arhitectură memoriei, trecerea din memoria de lucru în memoria pe termen lung, trecerea din RAM pe hard disk, trecerea din informația pe care nou uh, o vehiculez atunci, gen codul SMS de la bancă pe care îl uit, versus, uh, uh, nu știu, reținerea tabelului la Mendeleev sau a, a lucrurilor care mă, mă interesează. Deci, consolidarea. Se întâmplă din punct de vedere neuroștiințific în timpul procesului de somn, cel mai important. Și acum două vorbe despre fiecare, câteva, cum să spun, lucruri, nu neapărat sfaturi, dar lucruri practice culese din, din literatură care spun așa. Deci, pe pilonul ăsta al atenției, nu faci task switching. Dacă alegi jumătate de oră să înveți, înveți. Am, tocmai am discutat înainte că nu există multitasking, nu poți să învăți în același timp și să mă uiți și la filmul, la serialul meu preferat pe Netflix. Iei telefonul de pe masă, îți închizi, nu știu, calculatorul, mail-uri, tot ce îți poate deturna atenția. Focusul vizual, să ai... Foarte puține elemente care sunt în raza vizuală și care îți pot atrage atenția, gen, nu știu, învăț în sufragerie și uh, mama gătește mâncarea mea preferată, s-ar putea să mă distragă de la procesul de învățare. Dacă ai peste 25 de ani, și aici zic de ce 25 de ani, pentru că atunci este călărețul prefrontal cortexul dezvoltat uh, în totalitate. 30-60 de minute de studiu urmate de pauză și relaxare. Mai e o cercetare foarte nouă pe care noi am disecat-o cred că acum vreo două săptămâni de la Andrew Huberman, care spunea așa că maxim la adulți o sesiune de învățare este de 90 de minute în condițiile în care în intervalul ție și niște micromomente și de, de pauză fel, faptul pardon. Dacă în cele 90 de minute și default mod network, o mai aiurea, respiri, te refocusezi, dar ca să fac lucrurile simple, 30-60 de minute urmate de pauză și relaxare. Uh, repetiția bate intensitatea. Deci este mult mai valoros dacă fac 30 de minute la matematică în fiecare zi, dacă mă pregătesc pentru bacalaureat sau pentru evaluarea națională, este mult mai valoros 30 de minute în fiecare zi decât mă duc la meditații un weekend pe lună și bag în mine două zile numai matematică. Procesul de învățare înseamnă repetiție și asociere. P pilonul 2. Angajarea activă. Angajarea activă înseamnă pune în practică. Dacă ai învățat ceva, încearcă să să pui imediat în practică, să te gândești la uh, experimente. Dacă ai învățat astăzi despre uh, focusarea atenției, păi încearcă, de exemplu, să data viitoare când citești, să pui telefonul mobil în uh, sertar, într-un mod conștient. Și a doua oară, și a treia oară, ca să nu îți mai vină. Deci, experimente care să îți lege teoria. Uh, leagă ce studiezi de conexiuni mentale. Cu alte cuvinte, vezi un pic în filtrele tale de percepția a realității, ce există deja acolo și cum le poți uh, lega. Foarte important, ca să se elimine dopamină, nu trebuie neapărat să aștepți până la susținerea examenului ca să te bucuri de rezultatul luat, ci efectiv la fiecare pas care progresezi, uh, obținerea unei recompense. Refocalizare... Ăsta e un lucru important, uite. Petrece timp cu oameni care au obiective uh, similare. Cluburi, grupuri online, cercuri de matematică, dacă vrei să faci, uh, nu știu, dacă vrei să înveți, de exemplu, ca viață de adult să trăiești mai bine sau să ai o uh, viață mai sportivă, păi mai degrabă te înconjori. Uite, vă dau un exemplu. Eu am vrut la un moment dat să, uh, nu știu, să am o. o viață în care să mănânc mai, 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 sănătos, eventual să fac și niște sport, păi în momentul în care, și asta era înainte de pandemie, în momentul în care îmi veneau gândurile astea și începeam să mă preocupe, să mai ies un pic de la legare și să iau, să fiu atent la ce cumpăr, dar seara mă chemau prietenii la bere și hai mă să mâncăm mici și să bem bere și eu păstram același cerc, nu aveam cum să înaintez. Și atunci dacă vreau să fiu, uh, nu știu, să am o viață mai sănătoasă trăind cu, mai, cu, mâncând într-un fel mai controlat sau făcând un pic de sport, păi mă asociez cu niște grupuri care fac deja un astfel de lucru. De ce? Pentru că se fac niște asocieri din astea cerebrale, uh, inclusiv cu, cu eliminare de acetilcolin, adrenalină și cortizol. <coughs> Angajează-te în discuții, deci dezbatem ce spuneam înainte la partea asta de dezbatere. Partea a treia, feedback-ul general de generat de erori. Aici e vorba despre felul în care um, sistemul nostru de recompensă din creier, adică uh, neurotransmițătorii care se eliberează și ne dau nouă senzația de bucurie, fericire, împlinire versus vigilență sau eșec, um, sunt câteva lucruri pe care le pot le pot uh, lua în calcul. Reiterez până țiese. iese, da? Deci, când greșești, reiterezi până erorile încep să dispară și îți dai voie, îți, uh, dai voie să te felici, să simți satisfacție în momentul în care, uh, nu știu, îți iese un lucru bine. Uh, crești nivelul de provocare, da? Dacă ai făcut un singur gem de probleme de matematică și totdeauna ți-au ieșit, crești un pic nivelul progresiv în care, în care înveți, deoarece dacă rămâi în zona aia de confort, nu duce la învățare, nu se dezvoltă circuite noi neuro, neuronale. Aici e o cercetare foarte interesantă, e un. E un sunt mai mulți cercetători care zic așa, cât de mult să crești dificultatea, adică dau probleme foarte dificile, gen nu știu, de olimpiadă din prima sau le dau pe parcurs. Și cercetările zic că nivelul de dificultate să fie 104%, adică cu 4% mai mult decât maximul tău curent. Dacă mă vedeți și pe video, dacă eu pot să fac probleme de matematică la nivelul ăsta, nu mă duc direct și încerc să fac la nivelul ăla, dacă nu sunt acolo. Fac cu 4% mai dificil. Deci, partea asta de 4% înseamnă uh, creșterea progresivă a dificultății. Nici foarte mult, nici foarte puțin. Bun. Și consolidarea memoriei? Dormiți. Dormitul este important. Uh, Există și explicațiile astea neuroștiințifice, că în timpul somnului creierul revizitează experiențele de peste zi și face transferul ăsta din memoria de lucru în memoria pe termen lung prin niște procese care se întâmplă în somn. Atenție la numărul de opt ore. Și aici e important. Și mai ales la tineri. Eu o văd la fiul meu. Lasă că uh, Dor mai mult în weekend. Peste săptămână mă mai joc, mai și învăț, și în weekend dorm până la prânz. Nu funcționează, deci trebuie să dormi 8 ore pe noapte. Sunt cercetări care spun că la tineri și la adolescenți ar fi bine să, să se doarmă, nu știu, 11-12 ore pe noapte. Dacă dorm sub 6 ore pe noapte, are același efect asupra atenției, ca și când ai conduce beat.